Dicționar creștin ortodox. Paști. Acest cuvânt vine de la ebraicul Pesach, care înseamnă trecere. Pentru iudei, sărbătoarea Paștelui este legată de cea de-a 10-a plagă trimisă de Dumnezeu peste egipteni și de ieșirea din Egipt. Sărbătorirea Paștelui a fost rânduită de Domnul prin Moise. Indicații detaliate în acest sens se găsesc în capitolul 12 al cărții Exod. În creștinism, sărbătoarea Paștelor este de fapt sărbătorirea morții și învierii lui Hristos. În dependență de perioada istorică și de regiune, denumirea de Paști putea fi atribuită nu doar duminicii învierii Domnului, ci și vinerii sau sâmbetei mari. În cadrul ultimului Paști sărbătorit cu ucenicii săi înainte de a fi arestat, Hristos inițiază noul Paști, El însuși fiind noul miel pascal și deci noul Paști. În Vechiul Testament, evreii au fost scăpați de moarte prin sângele mielului cu care au uns ușorii ușilor, iar în Noul Testament, creștinii sunt izbăviți de păcat și de moarte prin moartea și învierea lui Hristos. Dicționar creștin ortodox.